O să vă invit să luați un loc, vom avea 30 de minute, pentru că mi-am spus, hei, nu o să fac panelul de o oră. Și maximum de oameni pe care îi voi invita în panel sunt 5. Asta este filozofia mea. M-am pus aici a capăt. Și vreau să vă întreb în momentul ăsta o întrebare așa ușoară de introducere. Care e tehnologia care vă place vouă cel mai mult și care ar putea să contribuie și pentru un business tech și pentru o patiserie? E aici la metro o patiserie, dacă mai este, sper. Cine dorește să înceapă? Raluca? Bună ziua! Mie îmi place zona asta de predictive analytics pentru că combină zona de AI și zona de analytics și mă uit destul de mult la ea, mai ales în partea din spate. Sunt destul de multe tool-uri care se dezvoltă în zona asta și practic în e-commerce te-ar putea ajuta spunându-ți, nu știu, pe ce produse, branduri, mărimi ar trebui să-ți faci restocking-ul. Mi se pare interesant. Laura? Eu merg mai spre generative AI, sunt în zona de comunicare și atunci folosesc destul de mult GPT. Is the best friend a person anycom can have at this point. Și cred că și patiseriile ar putea beneficia de rețete. Generate de GPT. Andrei? Da. Andrei, îmi pare bine. Bună. Salut, Vlad. Eu, ca să răspund la întrebarea asta, tehnologia care ne place nouă mai mult sunt aplicațiile care le folosim noi și, dacă tot e un summit în care s-a vorbit înainte despre tehnologie și s-a vorbit despre AI, cred că în ultima perioadă folosim și noi AI în RO. În cazul nostru, pentru listare de produse, pentru căutare de produse în site, cam în zona asta. În dreapta se pornește microfonul. 1, 2? 1, 2. Da. Perfect. Eu aș privi la această întrebare prin două prisme, online și offline. În online, anul trecut am participat la un proces de RFP la o companie din afară, care oferă posibilitatea de a achiziționa ochelari de vedere, de soare, de protecție, un business B2C. Și acolo am văzut o funcționalitate foarte mișto, care ofera posibilitatea clienților din magazin să probeze virtual ochelari. Adică eu îmi făceam un selfie cu telefonul mobil și pe pagina de produs vedeau cum îmi stau ochelari exact pe mine. Dar mai mult de atât, era mișto că după ce făceam chestia asta, îmi personaliza toată experiența în magazin. Adică deja vedeam pe pagine de categorie toate modelele din site. Iar din prisma de offline am văzut o chestie foarte mișto. Ianuarie am participat la conferința NRF din State și fiind din Vitex, noi am organizat tot felul de deep dive-uri, prezentări la clienții din ecosistemul nostru și fiind partenerii AWS, am vizitat centrul de fulfillment și am participat la niște prezentări în birourile lor. Și acolo ni s-a prezentat o tehnologie foarte mișto și sper în curând să fie implementată aici în România. Este vorba de Just Walk Out by Amazon. Tu, fiind client Amazon, ai aplicație mobilă instalată pe telefon, intri în magazin, îți iei produsele din raft, ai ieșit Și din ieși. magazin checkoutless. Ce se întâmplă? Produsele sunt scanate automat în timpul ce le iei din raft și cumva te detectează că ești din magazin și faci checkout. Deci cumva odată m-aș bucura foarte mult dacă vedem tot felul de experiențe noi în cumpărăturile online și tehnologii noi în magazinele offline. Florin, tu cum vezi? Care e tehnologia care te atrage? Bună ziua! Plec de la contextul actual. Vorbim de foarte mult dinamism, foarte multă flexibilitate în rândul angajaților. Pe de altă parte, ne gândim la e-commerce, ne gândim la posibilitatea de a desfășura activitatea de oriunde funcționezi, de oriunde ești. Și până la urmă, nu neapărat, pentru că vorbim de antreprenori. Și atunci aș merge pe soluții de modern working,
care îți permite de fapt să desfășori activitatea de la distanță sau de oriunde te afli. Îți mulțumesc. Mă duc către Raluca pentru că ai un rol hibrid în ecosistemul acesta. Manager answer.ro, implicat în GPEC, agenția MTH Digital, ați lansat și diferite studii. Cum arată piața aceasta de e-commerce astăzi în România și unde a ajuns? Pentru că e un motor al economiei. Uh-huh. Conform ultimelor cifre publicate, a ajuns la 7 miliarde de euro, undeva la 11% din total retail. Asta e bine sau eu? Păi da, dacă ne uităm comparativ cu țările din regiune, mai e încă foarte mult loc de creștere. În Polonia, e-commerce din total retail este un 20%, în Marea Britanie 33%. Deci a zice că suntem la început și ne confruntăm cu challenge-urile specifice, cred. Spre exemplu, am crescut în pandemie și atunci am crescut și investițiile. După aceea ne-am speriat cu toții că nu s-au menținut creșterile de la un an la altul. Cred că suntem, da, într-o perioadă specifică începutului de creștere acum. Adolescență. Da, adolescență, bine zis. Mă duc către Laura pentru că e în rolul antreprenorului din e-commerce aici. V-ați dezvoltat într-o nișă cu neacaisa.ro și te întreb așa ca o introspecție de business. Cum crezi că ați reușit să fiți unde sunteți astăzi? Aș pune pe lângă decizii strategice foarte înțelepte de business, foarte multă curiozitate și dorință de învățare și cu un pic de noroc. Cred că are un rol. Ai trebuit să rol. Facem o conferință despre noroc. Să știi că în toate business-urile, indiferent de industrie, mai trebuie să ai și norocul ăla să nu te împiedici de prima piatră. Că noi ne-am împiedicat de slavă Domnului de multe, dar am reușit să ne repliem. Dar cred că e foarte importantă mentalitatea antreprenorului. Adică cred că asta cumva a făcut o diferență. Faptul că ne-am dorit foarte mult, am crezut foarte mult, s-a muncit foarte mult, s-a și râs. Da, e parte de echilibru și ca învățătură de business, ca așa fiți mai buni și mai deștepți și luptați-vă toți, am încercat întotdeauna să ne respectăm promisiunile față de clientul Neacaisa. Chit că aveam 3 clienți pe lună, chit acum că vorbim de câteva mii. Dar ați mai putea să ajungeți unde sunteți astăzi dacă ați porni azi, de exemplu? Sau ați fi și mai departe, sau ar fi și mai greu? Eu cred că este mai greu din anumite puncte de vedere, pentru că este o piață care se consolidează cu jucători care încep să crească pe toate nișele. În același timp, ai oportunitatea de învățare mult mai rapidă, inclusiv prin evenimente de acest gen. Adică noi ne căutam informațiile acum 10 ani, în toate blogurile, mai mult sau mai puțin cunoscute, de prin state, nu știai, e adevărat, nu e adevărat, ne-am lovit noi înșine de toate problemele pe care am putut să le identificăm. Acum poți să înveți și cumva ai un head start mult, mult mai ușor. Mă duc către Andrei pentru că tu la EMAG ai coordonat diferite lucruri pe care le vedem și le folosim astăzi acolo. Fie că vorbim de Genius, acel abonament extins pe mai multe platforme, My Wallet cu plata în rate. Aici o să te întreb dacă e bine să-mi cumpăr pasta de dinți în rate, așa cum o fac în mod normal. Deci ați schimbat diferite modele de business, nu ați rămas doar acolo, sunteți mari, mergeți mai departe. Cum au schimbat interacțiunea asta cu clientul, tot felul de modele noi implicate? Da, suntem mari, dar am mentalitate de startup și în proiectele noastre. Eu m-am ocupat și de Ungaria, lansare la zero în istorie și atunci, practic, știu prin ce a trecut și Laura. Dacă vorbim de Genius, am lansat acum 4 ani și în momentul ăla trecuse deja pandemia. Noi lucram, ne gândeam să lansăm un program de loialitate cam de 5-6 ani înainte de pandemie. Doar că nu eram niciodată pregătiți. Trebuie să ai gamă pentru frecvență. Noi atunci, dacă țineți minte, vindeam imprimante, laptopuri și calculatoare. A fost nevoie să construim depozitele alea mari care le vedeți în drum spre Pitești. A fost nevoie să investim în Easybox ca să fim mai aproape de clienți
Și în iunie 2020 am lansat Genius. A fost la început destul de o gamă limitată, după aia ne-am extins, am adus câte mai multe categorii de frecvență. Ați văzut că găsiți acum și băuturi pe EMA, găsiți și pet, cred că ultima categorie care am văzut, mi-a sărit în ochi, erau hăinuțe pentru căței. Și cu Genius am rezolvat, de fapt, două mari bariere în e-commerce. Să livrezi gratuit și cât mai aproape de client. Noi aveam livrarea la ușa clientului, acum livrăm și în apropiere, în Easybox, unde poți să-ți ridici produsul când vrei tu. Pentru asta, cum ziceam, e nevoie să extindem gama în continuare și aici lucrăm în zona aia. Referitor la întrebarea ta, referitor la Wallet, Wallet-ul e proiectul cel mai nou, să zic, în EMAG, de care mă ocup. Practic, am pus gama de produse, am pus livrarea și ne mai lipsea să referim clienților și un buget cu care să se joace când vor să testeze sau să cumpere în campanii produse noi de pe EMAG. În momentul de față, produsul încă e în dezvoltare. Avem trei tipuri, între care două metode de plată sunt cu dobândă zero, amâni plata 30 de zile sau împarți în patru, sau poți să plătești în 12 rate, dacă pentru o cumpărătură mai importantă. Referitor la întrebarea ta, dacă e ok să cumperi pasta de dinți sau alte produse, e un comportament absolut normal. Ești un exemplu bun de client EMAG care testează toate serviciile și eu în coș uneori mai scap și alte produse pe care pot să le folosesc plătind cu Wallet. Ultima dată când m-am uitat aveam 9 rate, că în bugetul acela de 4.000 de lei. Dar sunt curios pentru că menționai că voi ați avut nevoie să creșteți ca să puteți să fiți destul de maturi. Și de multe ori antreprenorii mici sau medii când se uită spre un jucător mare se gândesc, nu știu dacă pot să fac eu asta. Ar putea funcționa astfel de modele și pentru cei care sunt în dezvoltare și nu doar să fie pe marketplace-ul vostru, dar pe business-ul, pe site-ul sau sunt soluții care se aplică doar dacă ajungi la un anumit nivel? Da. Dacă ne referim la un program de loialitate, similar cu Genius, noi avem, trebuie să ai o gamă de produse, cum ziceam, care să poți servi clienții pentru recurență. Pe lângă ce avem în EMAG, ați văzut că am adăugat și Fashion Days, am pus Taz, am pus Fresh Food, practic să acoperim toate nevoile clienților. Și aici e nevoie de investiții foarte mari și în depozite, și în depozitare și în livrare. Într-adevăr, cea mai simplă cale pentru un comerciant mic ar fi să intre prin marketplace sau să lucreze mai aproape cu clienților și să dezvolte asta în viitor. Dacă ne referim la Wallet, treaba e mult mai dificilă pentru că ai nevoie și de finanțare, mai sunt și costuri de risc și, na, și noi suntem la început, nu e ușor. Am investit în IFN, nu știu dacă știi toată lumea din sală, noi avem un IFN în care am investit, l-am creat la zero, HeyBlue, care e la început, învățăm cu el și încercăm după aia, prin HeyBlue, să oferim metodele astea și la comercianții mai mici, inclusiv la Neacais sau la alți comercianți viitor. Mă duc către Kirill, pentru că voi lucrați cu inovații în e-commerce, companii mari de obicei, care vin pentru tehnologie la voi. Ați văzut și o tranziție în timp. Dacă ar fi să te uiți la cele mai importante trenduri din domeniul acesta, care ar fi ele astăzi, care pot fi transferate și de la clienții voștri foarte mari, înspre cei mici? Deci, eu am observat în experiența mea, cu clienții și companii cu care discutăm, se uită la trei concepte principale, trei trenduri, dacă pot să zic așa, dar mai mult sunt concepte. Primul ar fi fast time to market, unde folosim soluții care ne oferă un framework, să zicem, de low-code development sau vin deja cu niște software development kits care putem să folosim pentru a dezvolta anumite aplicații și integrări foarte rapid, așa în felul că să dezvoltăm produse, integrări, soluții și așa mai departe într-un timp foarte scurt, ca să nu pierdem oportunități. Se uită la low cost of maintenance, adică mai mult trec către soluții SaaS. Dacă mă uit la competitorii noștri în piață, cam toții deja au produse SaaS sau urmează să lanseze soluții de genul ăsta, pentru că deja vin la
la pachet cu o echipă care face mentenanța platformei, o echipă de R&D care lansează produse noi și, bineînțeles, cu aceste, să zicem, concepte și beneficii, putem să avem un cost foarte scăzut pentru mentenanță soluției. Și a treilea ar fi Build to Replace. Este un concept în care, bineînțeles, avem nevoie de un commerce engine foarte puternic în spate, care este API-driven și ne permite să integrăm soluții foarte rapid, și un middleware care ne dă agilitate și flexibilitate în business să fim agili în integra canale noi de vânzare, soluții noi de vânzare, și dacă e nevoie pe termen mediu și lung, să fie foarte ușor să decuplăm și cuplăm soluții noi în business. Foarte bună această concluzie de cuplare și de cuplare rapidă. Mă duc către Florin, pentru că voi sunteți furnizori de tehnologie pentru antreprenori, furnizori de servicii pentru IMM-uri, și să ajungi online sau să faci e-commerce e primul pas pentru mulți. Și aș vrea să te întreb ce crezi din experiența voastră că au nevoie antreprenori ca să facă pasul ăsta. Că de multe ori sunt oameni foarte mișto, știu business, sunt pasionați, dar n-au habar de tehnologie. Da, bună întrebarea. În general, antreprenorii au nevoie de informații. Să știți că există un mit, aș putea să spun un mit. De obicei, percepția este sau se consideră că tehnologia sau implementarea tehnologiei sau digitalizarea, pentru că tot vorbim despre asta, este un proces foarte scump. Uh-huh. Și de foarte multe ori există foarte multe bariere pe care antreprenorii nu reușesc să le depășească. Și în primul rând aș recomanda antreprenorilor să se informeze, să se educe, să studieze foarte mult beneficiile tehnologiei, să testeze și apoi să implementeze. Mă duc către Laura, din nou din perspectiva antreprenorii, și o să te întreb, de ce sunteți doar în România? Sunteți doar în România? Cri. Suntem momentan doar în România. De ce? Planuri de expansiune în termen lung. Vrei răspunsul politic sau răspunsul... Nu, am zis că e un eveniment neserios. Ok, un eveniment neserios. Pentru că real este foarte complicat să finanțezi un business antreprenorial astfel încât să poți face astfel de pași. Având în vedere că noi suntem încă un business care se autofinanțează, este complicat să te trezești într-o dimineață să spui deschid o țară nouă, pentru că, bineînțeles, primii 2-3 ani sunt doar investiție. Investiție ca să poți să ajungi ulterior să ai și return on investment. Și în momentul de față este, din nefericire, aceasta prima piedică. Dar planul este ca anii viitori, când ne mai stabilizăm, să mergem cu săbile în aer, zicem, spre ei. Să te aduceți neaca Isă într-o altă limbă. Exact. O să văd asta. Și am pus întrebarea aceasta tocmai pentru că se vorbește de foarte multe ori despre faptul că, nu știu, antreprenorii din România nu au curaj să se ducă în străinătate, dar iată, e o perspectivă aceasta a finanțării, și mă duc către Andrei, pentru că, ok, EMAG era un business stabil când în România, când s-a dus mai departe. Cât de greu e să faci asta, ca să nu vorbim doar în România? Da. O să povestesc, cred că, despre ambele țări. Bulgaria a fost prima, cred că în septembrie 2012 am intrat, și în Ungaria un an mai târziu, în octombrie 2013. E exact ce spunea și Laura, ca orice startup la început, te lovești toate, vrei să afli, să înțelegi foarte bine piața. Te duci să studiezi care sunt curierii din piață, care sunt clienții tăi din piață, cât de mare e piața de e-commerce. De exemplu, Bulgaria are o piață de e-commerce mult mai mică și o penetrare e-commerce mai mică decât în Ungaria. Deci am ales Bulgaria, care era mai aproape de depozitele noastre. Să e doar Rusia la 60 de kilometri de noi. Am tradus produsele, am făcut planul de marketing, ne-am gândit cu ce servim clienții și am pornit la atac. Au trecut câțiva ani buni și după aia am ajuns ușor să creștem în market share, să ajungem în poziția în care suntem acum. Ungaria e mult mai dificilă, deja cu te apropii de vest, e mult mai competitivă piața, sunt foarte mulți jucători din afară. Dacă mergi în Polonia sau în Cehia, ei sunt liderii din zona noastră din punct de vedere penetrare e-commerce.
cum zicea Raluca, cred că în Polonia e cea mai mare piață și ca populație și ca e-commerce și după aia urmează Cehia și după aia suntem, din fericire noi, suntem o piață importantă în Europa Centrală și de Est. Nu știu dacă a răspuns la întrebare. Aproape. Dacă pot să completez cu cifre, că Raluca a zis că piața din România e 7 miliarde, piața din Bulgaria e 1,4, dacă nu mă înșel. Și împreună cu cea din Ungaria sunt vreo 6, deci sunt 4 plus 4, 1.66, deci Ungaria plus Bulgaria 6, România are 7, deci în total sunt 13 miliarde din cele 3 piețe. Și dacă vrea Laura să intre, poate să vină prin marketplace-ul nostru și în Ungaria și în Bulgaria. Vreau ca tu ce crezi, ce au nevoie antreprenorii din acest domeniu care a crescut până în România, cum spuneai și tu, a ajuns la 11% din total comerț, ca să vadă dincolo de graniță? Unde ar trebui să ajungă în România ca să poată să vadă dincolo? Ei, nu cred că ar trebui să ajungă România undeva. Uite, anul trecut am ținut foarte multe cursuri de digital marketing pentru e-commerce prin Barcelona, Bangkok, Bruxelles și ce m-a surprins a fost că antreprenorii locali erau foarte interesați de know-how pe care îl livram pentru că era foarte actual pentru ei. Și nu spun asta din perspectiva de mine, cât zic pentru că e foarte important ca antreprenorii locali să realizeze că au deja know-how care le trebuie și pe alte piețe. Cred că cel mai trebuie un mix de curaj și finanțare, exact ce spunea Laura. Și mă gândeam și eu la momentul în care Ensure a intrat pe piața din România, ei au intrat sprijiniți de un fond de investiții care îi ajuta exact în ideea asta de internaționalizare a business-ului. Fiind implicată de ani de zile și în Innovation Labs și alte proiecte de investment, mă sperie puțin faptul că nu prea există interes de la investitori în a finanța e-commerce-ul și mă întreb de ce. Majoritatea se uită la SaaS-uri, la tech startups, la zonele astea foarte sexy, dar da, cred că pe zona asta de e-commerce we could use some investment. Poate că e și o chestie de viziune, poate ține și de creșterea pieței. Și mai vreau să mai spun doar o chestie aici. În 2019 fusesem invitată la o conferință în Cehia, unde existau cel puțin 3 standuri de firme care îi ajutau pe comercianții cehi să își externalizeze business-ul în România. Deci erau 3 business-uri care se ocupau cu cross-border from Czech to Romania. Deci oamenii nu mai încăpeau pe piața lor și veneau la noi. În 2022 am trăit exact aceeași experiență și în Polonia și acolo piața a rămas prea mică pentru ei. Fast forward anul trecut, pe piața de fashion din România, cei mai mari jucători sunt top 3, sunt un polonez, un neamț și încă un neamț. Deci, și nu vorbesc de Ensure, suntem și noi acolo pe locul 5. Deci, da, cred că piața se va aglomera pe toate categoriile și cred că e nevoie să ne uităm către zona asta de a ieși peste granițe și chiar sper ca Neacaisa să fie unul dintre business-uri, nu mai e de mult mic, ce fac oamenii e foarte fain și cred că e nevoie și de investitori cu viziune pe zona asta. Mă duc către Florina acum, întorcându-ne aici în țară și am vorbit despre digitalizare până acum aici, e poate primul pas. Te-aș întreba din perspectiva IMM-ului, ce caută IMM-ul atunci când vorbim de digitalizare? Că până să ajungă să iasă din țară, să vândă online, ce caută la primul nivel? În primul rând, subiectul este foarte frumos așa și atrage foarte multă discuție și foarte mult interes. Și noi am văzut foarte mult interes din partea antreprenorilor vis-a-vis de digitalizare. Și apropo de, mi-am adus aminte, vorbitorul nostru, domnul Ilie de la ING, spunea că 92% dintre români sunt conectați la internet. Într-adevăr, noi am făcut un research în rândul antreprenorilor și i-am întrebat efectiv ce înseamnă digitalizare pentru ei. Și să știți că, în primul rând, înseamnă pentru antreprenori că au conexiune la internet. Al doilea răspuns a fost, au adresă de e-mail. Din punctul nostru de vedere, antreprenorii caută să fie mai eficienți, să fie mai productivi, să dezvolte stream-uri noi de revenue și să se diferențieze. Da?
Partea foarte bună este că sunt extrem deschiși la a învăța, a fi efectiv ghidați, sprijiniți, caută suport în acest sens, pentru că realitatea este că, apropo, digitalizarea și tehnologia este prezentă în România, în economia românească, de foarte mult timp, dar mai ales în companiile mari, pentru că acolo sunt într-adevăr expertiză și resurse și oameni care au capacitatea să implementeze. Companiile mici este mai greu și sunt mai la început. Noi chiar am organizat, apropo de acest lucru, am organizat în luna martie un eveniment, bootcamp, da? În care am invitat antreprenorii să se înscrie, să participe la un bootcamp de 2 zile în care să învețe să-și dezvolte business-ul. Au fost 2 zile, au fost foarte mulți antreprenori care s-au înscris, am selectat 50 de antreprenori, nu doar în București, au venit în toată țara, au petrecut un weekend în București în care efectiv au fost, nu știu, 20 de subiecte diferite, 20 de prezentări cu speaker intern sau extern, deci nu, doar, nu a fost un eveniment comercial, n-am dorit să vindem ceva acelor antreprenori, ci pur și simplu să-i ajutăm, da? Să-i ajutăm să înțeleagă ce înseamnă tehnologie, ce înseamnă digitalizare. Vedem foarte mult interes, vedem foarte multă deschidere și ce le-aș recomanda încă o dată antreprenorului să testeze. Testați. Informați-vă și testați. Puneți întrebări. Luați legătura cu specialiști în digitalizare. Spre exemplu, avem un stand aici, în partea dreaptă, unde puteți să testați sau puteți să vorbiți. Asta recomand. Antreprenorii văd că sunt deschiși, știu că trebuie să facă un pas spre digitalizare, știu că beneficiul digitalizării este a deveni mai profitabil, mai rezilient. Contextul economic actual este unul extrem de provocator. Nu uitați că am trecut prin foarte multe provocări, ca să spun așa, de la pandemie până la crize energetice și acum război. Deci e clar că există o evoluție, o nevoie naturală de a deveni mai bun. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, o să am o întrebare generală pentru toți. Pentru că am pus cumva în fiecare panel, în fiecare discuție, am discutat despre rolul pe care îl poate avea România. Și nu e o discuție naționalistă de niciun fel, ci pur și simplu despre a înțelege ceea ce suntem. Unde considerați că poate ajunge domeniul acesta în țară și care e importanța lui? Și o să încep de la Luca. Cred că zona asta de e-commerce își are importanță exact în ce povesteam mai devreme, adică în ideea de a ne ajuta să trecem mai ușor peste granițe. Cred că tot ceea ce ține de digital are acest avantaj. Potențialul este foarte mare. Internetul leagă distanțe foarte mari. Acum toate industriile suport pentru e-com încep să se dezvolte tocmai pentru internaționalizare, de la curier, la sisteme logistice, la sisteme de facturare și mai departe. Teama mea este să n-ajungem într-un punct în care să ne dăm seama că deja e-comul românesc este pe locul 2 versus e-comul străin care penetrează din ce în ce mai mult piața. Iar în momentul respectiv, clar, e-comurile naționale nu vor avea putere să înceapă să teritorializeze, nu știu cum să zic, să cucerească alte zone. Și se vede, din punctul meu, e o semi-epidemie. Toate industriile sunt, toate nișele sunt acaparate de jucători străini, în timp ce jucătorii naționali nu fac pasul în afară. Da, ce pot să adaug este că în continuare suntem doar 10% din piața de retail, cum ai zis tu, Raluca, și potențialul este enorm, adică sunt categorii verticale. Noi, EMAG, avem 20 milioane de produse listate. Dacă te uiți la retaileri din afară, chiar și în Central Eastern Europe, sunt unii cu peste 100 milioane de oferte. Noi mai trebuie să lucrăm, să aducem game de produse verticale întregi, care lipsesc sau sunt prost reprezentate în e-commerce. Iar referitor la export în afara României, noi am văzut interes foarte mare la sellerii noștri să se iasă în afara României. Din cei 56.000 de selleri care avem noi acum în platformă, 10.000 deja au reușit să facă vânzări și în Bulgaria și în Ungaria.
practic am ajutat să exportăm ce am învățat noi în e-commerce în România, în țările de regiune, unde e-commerce încă e mai slab, inclusiv comparativ cu România. Păi tot din prisma de experiențe aș răspunde aici, că văzând ce fac business-urile din afara României, cum se duc pe zona aceasta de experiențe, mi-aș dori să văd în ce mai multe campanii de live shopping implementate corect, că am văzut niște eșecuri în trecut, în piață, și este un concept nou, încă n-am văzut nimeni în România să le implementeze. Este vorba de personal shopping assistant, în care, dacă luăm business-ului lor, că un exemplu, să ofer posibilitatea clienții tăi din offline să ia legătură în timp real cu consultanții tăi din showroom. Adică asta văd să fie în ce în ce mai mult implementat prin afară și aduce niște rezultate bunice. Se păstrează bine pe verticală ta, pe do-it-yourself, pe ITNC, unde avem vânzări consultative. Eu, ca și client, uneori am nevoie de un pic de ajutor, de a lua decizie. Am nevoie să-mi schimb telefonul, am nevoie să-mi schimb televizorul. Sau în cazul tău, am nevoie să schimb ceva la baie. Mi-am ales produsul care se potrivește cu designul meu, dar totuși am nevoie de un mic sfat cum să-l cumpăr. Și consultanții nu au tot timpul job în magazin, adică să vorbească cu un client. Poate ajută clienții din online să ia decizia mai bună și cu asta îmbunătățești experiența sau îmbunătățiți experiența în mediul digital. Florin? Susțin părerea colegilor mei de panel și mă gândeam la două lucruri. În primul rând, toți prietenii mei care își fac o firmă își fac un site și îl înrolează pe Mac. E prima chestie pe care o fac. În al doilea rând, mă gândeam la... Până la urmă, e o formă de e-commerce, nu? Gândiți-vă în pandemie. Cu toții ne-am făcut griji, poate, pentru domeniul Horeca. Și mai ales că, efectiv, eram blocați în casă, nu mai puteam să ieșim, nu mai puteam să mâncăm ceea ce ne plăceam nouă să mâncăm, până la urmă. Și uitați-vă că eu cred că un sector, o industrie, da, un sector din economie a supraviețuit datorită acestor platforme de ordering. Da? Foarte multe restaurante s-au înrolat în aceste platforme și eu cred că potențialul este fantastic. Așa cum ne-am modificat comportamentul de consum ca să intrăm în online și ținând cont și de potențialul financiar, pentru că suntem doar la 7 miliarde și putem să ajungem la mult mai mult, eu cred că suntem doar la început. Doar la început, cred că. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și participare. Vă mulțumesc și vouă că sunteți aici la Tiger Summit. Aplauze, vă rog, că am văzut că intenționați asta.